Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim de capricii. Domnul Puiu, psihologul, a zis niște lucruri foarte interesante, că de asta vreau să încep cu el, despre concurenții din sezonul nou și nu doar. Nu doar. Era vorba despre Cristian și Antonia, dar a vorbit la general că subiectul acum în casa Mireasa nu e ce vor oamenii să vadă. Oamenii vor să vadă iubire, vor să vadă cupluri, nu vor să vadă conflicte. Dar emisiunea s-a axat pe conflicte. Da. Și nu e tema emisiunii asta. Parcă ar fi un serial, nu o realitate. Majoritatea sunt frustrați și nu pot să se concentreze la cuplul lor care au. Mulți vin pentru imagine, nu vin pentru să facă o căsătorie. Mai ales Cristian și Antonia, pentru că de ei era vorba, că ei erau invitați acolo. Ei nu par deloc fericiți, am văzut, nu zâmbesc, mai iau și hainele negre pe ei, mai ales ea, după ce are și fața aia de familia Adams, n-am zis eu, prezentatoarea a zis, și chiar așa arată, se vede că nu-i fericită, se vede clar, se vede. Chiar îi spuneau fetele că era mult mai fericită când era cu Valentin, era mai liberă că se concentra pe ea. Acum se concentrează ce-i mai bine pentru Cristian și nu e corect asta. Nu e, chiar nu e deloc. Așa că domnul psihologul a avut foarte mare dreptate. Iar emisiunea în sine se concentrează pe relațiile tumultoase. Și ei, chiar ei au relația aceea tumultoasă și au făcut cuplu sub presiune. Vor să câștige. Da. Chiar am observat că nimănui nu-i place, începe emisiunea, o vezi pe Antonia, cum face cu ochii peste cap, cu aceste victimizări că nu mai poate. Nu-ți dă un vibe bun, nu. Pur și simplu nu sunt plăcuți, nici unul, nici altul. Nu sunt plăcuți împreună, zic. Task în casa Mireasa, băieții trebuiau să gătească ceva, iar fetele să ghicească farfuria partenerului. Toți au avut partenera lor, în afară de Albert, care trebuie să aleg o fată și a ales-o pe Laura dintre atâtea fete libere, atâtea dintre Ionela și Adriana. Și Laura a ales-o, preferat-o pe Laura, bineînțeles, Cristina n-a participat neavând cuplu. Au fost 6 fete în total. Chiar mi-a plăcut, trebuia fiecare băiat să joace rolul de ospătar. Toți au fost foarte buni, să știți. Toți mi-au plăcut. Toți. Ce nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut Maria, că în continuu se dădea vedetă pe acolo. Dar mi-a plăcut reacția Adelii când a văzut o farfurie cu cârnaț și nu știu ce mai era acolo. A zis, sper că n-a făcut Liviu asta. Au comentat, s-au așezat la masă, ele erau la un restaurant și trebuiau să fie servite și fiecare băiat, mi-a plăcut cum a fost îmbrăcat Valentin, chiar arăta ospătar. Premiul a fost și foarte mare, o invitație care câștigă cu plus, merg la un restaurant. Fetele îmbrăcate în rochii frumoase, pentru că atunci când s-a anunțat task-ul, toate fetele s-au dus, și Adriana și Ionela nu. Să se îmbrace, pentru că Ionela știa că nu o să o invite Albert, i-a spus de câte ori că nu o vrea. Apoi, când s-a terminat, au venit fetele și trebuia să se pună în spatele farfuriei care credea ea că ea iubitului. Doar Elena și Antonia au nimerit, sau au ghicit, apoi era farfuria. În rest, celelalte nu. Nu. Mâncarea a fost superbă. Le-a plăcut, mi-a plăcut și mie de Liviu când a fost îmbrăcat ospătar, foarte amabil, chiar tu
toți aveau talent așa. Nu că ar fi greu să fii ospătar, dar nici ușor nu e. Trebuie să ai talentul acela, să te faci plăcut în fața oamenilor. Că dacă nu te faci plăcut, nici nu primești tips sau bacșiș, cum se zice acum, zice toată lumea tips, și nici nu se simt oamenii bine cu tine. De aia trebuie să zâmbești. Zâmbetul profesional. Știu că am lucrat și eu în tinerețe, pe litoral, 11 sezoane. Foarte frumos a fost. Am și cursul de bucătar ospătar, să știți. Deci, și eu sunt de aceeași părere, nu arată, să nu mai zicem de iubire, care nu există, nu există, dar măcar să tot joacă ei roluri, măcar să joace lor rolul de îndrăgostiți. Nu joacă. Pentru că îndrăgostiți n-au cum să fie, că nu se vede asta. I-am văzut că nici nu își zâmbesc, doar dacă ceva se întâmplă, ceva bine, când au câte un date sau, de fapt, date-uri nici n-au avut împreună. Ea se vede clar pe fața ei și în privirea ei că nu e fericită. Sunt și multe răutăți în casă, în general. Nu știu, acest sezon, asta mi-a dat impresia. Multă negativitate, presiune. Vii acolo că să găsești pe cineva, vii la mireasă, nu? Nu vii să-ți faci reclamă la nimica, la muzică, la muzicant, muzician, ce-i fi, cum e Albert. El pentru asta a venit, că dacă voia să găsească, a avut timp 4 luni, s-au ținut atâtea fete după el. Ce să mai vorbim de Antonia și Cristian, care nu emană nimic bun. Nimic, doar o imensă frustrare, negativitate și se vede o distanță între ei. Și atunci când se pupă sau când se drăgăle, bine, în rarele cazuri, se simte distanța aceea. Se simte lipsa totală a iubirii. Ea chiar a spus și el de mai multe ori, dar mai mult ea spune că eu nu am venit să mă căsătoresc, normal. Cine și-ar dori o nevastă ca ea sau o noră ca ea, ca Antonia, dependentă de toate alea și cu probleme grave de comportament, probleme grave la cap. Chiar am văzut pe doamna Daniela în discursurile ei, din care nu înțelege nimeni, pentru că am citit foarte multe comentarii, toți au zis așa, că când începe ea să vorbească, doamna Daniela nu înțelege nimeni nimic, dar așa subtil cum a dat-o, mulți au înțeles și eu printre ei că nu o vor pe Antonia. Exact cum a zis și tatălui de-i să plece, nu Antonia. Așa că pierdere de timp ce fac ei. Sau poate vor să câștige atât și după aia să despart. Mare greutate? Nu e. Au făcut-o și alții. Zicea Maria când servea Cristian că somonul e prea sărat, că legumele sunt prea fierte sau că nu-s fierte deloc. Cerea șervețele la toți la care au venit, a cerut șervețele. Apoi a întrebat mai ales pe Ștefan când a fost dacă e căsătorit și pe Cristian l-a întrebat. Antonia l-a întrebat, ești căsătorit, ai prieten? A zis că nu e căsătorit, dar că are familie. Cristian a explicat farfuriile, ce conțin multe, dar am impresia că i-a dat niște indicii Antoniei cum că ar fi a ei, dar ea a spus că a știut că e mâncarea lui. Așa că fetele care au fost invitate au fost Laura, Antonia, Maria, Iuliana, Delia și Elena, bineînțeles, care au cuplu. L-am văzut pe Cristian foarte amabil, foarte amabil. Ele tot cereau muzică, cineva, una dintre ele spunea că vrea Beethoven, da, ele și știu ce aia Beethoven. Și mai spuneau fetele că s-au simțit extraordinar de bine, au ieșit din zona lor de confort normal, decât aceleași bârfe, aceleași, chiar dacă s-au organizat în casa băieților. Și mie mi-a plăcut. Chiar așa zădea impresia că ești la un restaurant. Și Liviu a prezentat vinul roșu, dar i-a spus Maria că nu merge vinul roșu cu somon, să aducă un vin spumant, a zis că aduce. Și lui a cerut șervețele, are obsese pentru șervețele. Cum spuneam, pe Ionela și pe Adriana n-a ales Albert, pentru că doar el era. Bineînțeles, Cristina n-a participat. Păi cum era să participe Cristina? Mi-a plăcut de Ștefan că
Maria îl întreabă dacă e căsătorit, dacă are iubită, zicea că da, are iubită. Și zicea că e ziua lor, una dintre ele, a Mariei, sau... Că râdeam în continuu, nu mai știai care cum. Maria a fost foarte, foarte vocală, în continuu a vorbit, în continuu, în continuu. Chiar ea, în moment dat, zice, mergi și un pupic și s-a dus și a pupat-o pe obraz, cu toate că nu trebuia, pentru că la local nu te pupă nimeni, niciun ospătar. Bob, continuare, task-ul de gătit. Albert, când a fost ospătar, a fost foarte amabil, chiar îi spunea cineva că, una dintre fete îi spunea că are alură de manager și chiar amabil, zâmbitor, cum ar trebui să fie. Maria tot cerea șervețele, spunea că nu-i dă tips, dacă nu-i aduce. Și când s-a terminat, fiecare mulțumită, s-au ales câștigătorii. Doar, după cum spuneam, Elena și Antonia au recunoscut, deci a fost între ele două. A câștigat Cristian, așa că o să aibă un date la restaurant cu Antonia. Chiar zicea ea că e primul lor date, ei n-au mai avut, ceilalți din casă au mai avut, ei nu. E bine că au câștigat ei, era și cazul să aibă un date afară, să mai le schimbe și lor aerul acela de înmormântare, pentru că asta l-au. Chiar el era fericit, zâmbea acolo, vorbea, era foarte fericit. Și toată lumea fericită, nu? Nu toată lumea. Toți ar fi vrut să câștige. Toți ar fi vrut un date afară. Dar e bine că au câștigat ei. Chiar mă bucur, cu toate că eu nu... De el îmi place, v-am spus, că arată bine atât. De mama lui sub nicio formă. Nu cred că există om, sau poate că există, poate cineva care are caracterul doamnei Daniela, să o înțeleagă când întreabă ceva simplu, ea vorbește câte două ore, chiar mă plictisește. Chiar mă plictisește, nu-mi place să o ascult. Și nu sunt singura. Așa că, marți dimineața, Antonia și Cristian, la 8 dimineața, cam așa ceva, vor merge afară undeva la date, plus că au avut și jumătate de oră să mai șadă împreună. După acest task, să schimbe impresiile, au mâncat, au mai luat și fetele din mâncare, fiecare care a vrut, ce le-a plăcut. Așa că a fost ceva frumos, mi-a plăcut. Decât task-ul telefonilor și cabina aia nu-mi plac. Dar asta, da, asta a fost frumos. Să vorbim de Laura, foarte supărată că n-are și a iubit. Mai ales că după task-ul acela cu gătitul, când Albert a gătit pentru ea, prieten fiind, Laura ar fi vrut mai mult, dar... Nu se poate. Albert n-a venit să însoare, toată lumea știe asta deja, pentru că a avut timp să facă un cuplu cu oricare dintre fete, că l-au plăcut foarte multe, aproape toate. Așa că e bun și prieteni, decât dușmani. Și zicea chiar dacă ar fi câștigat acest task, știți că a câștigat Cristian și Antonia, pentru că ea a recunoscut farfuria lui Cristian, s-ar fi dus cu Albert la date, dar n-ar fi fost la fel ca și cum ar fi fost iubitul ei, normal, normal. Dar cred că cineva tot a auzit-o pe ea lamentându-se și a primit, în sfârșit de Constantin și Elena, s-a dat voie la pachete, la scrisori în casa mireasa, s-a terminat pedeapsa, mă bucur pentru asta. A primit o scrisoare de la cineva, Matei, un susținător al ei foarte înfocat, care spunea că momentan nu e în țară, dar că o urmărește pe Antena Play. Și a mai primit, de fapt nu i le-a dat stafful, niște fotografii, o să-i le dea când se termine emisiunea, sper să-i le dea, și cu date de contact, ca să ia legătură cu el, ceva adresă, ceva e-mail, nu știu exact. I-a trimis foarte multe lucruri, printre care o lampă de uscat unghiile, știți că acum e la modă așa ceva, eu n-aș folosi asta. Am înțeles că distruge unghiile, dar eu n-am nevoie că nu mi le fac. Și a primit și o pisicuță de pluș, ca să-i țină locul lui cât el e plecat din țară, bine, fără să-l cunoască. Dar poate se leagă ceva. Da. Și a mai spus acel băiat că dacă ea are nevoie de orice lucruri,
să-i ceară. Așa că Laura, foarte fericită, a arătat fetelor, a primit multe lucruri, se vede că acest fan al ei invocat a urmărit îndeaproape, știa foarte multe amănunte despre ea, i-a dat tot ce a avut nevoie, bine tot. Cât a știut și el ca băiat. Apoi Laura s-a dus la Antena Play să mulțumească, a mulțumit întâi pentru că a ieșit în top, bineînțeles, fata săptămânii. I-a mulțumit și acelui Matei, dar ea era așa, nu era sigură că e Matei. Zicea, dacă e Khaled, că doar Khaled, știți că a plăcut-o foarte tare, ea pe el, nu? Poate că era din altă țară, poate că de altă religie, poate că avea copilul. Sau pur și simplu nu l-a plăcut, acum să nu mai speculăm. Și spunea, dacă ești Khaled, nu era sigură. Pentru că zicea că el știa multe despre ea. Normal, dacă au stat în aceeași casă, înveți unele lucruri. Că și eu știu despre fetele din casa, de la sezonul 2 din casa Mireasa. Sau știam atunci când erau. Dar dacă e sau nu Khaled, o să afle când o să iese din emisiune. Nu mai e mult. Sunt pe ultima sută de metri. O să urmeze cerile în căsătorie. O să urmeze cele mai grele task-uri. Cele mai grele, eu le văd. Cabina telefonică și task-ul telefoanelor. Asta le văd eu cel puțin, cabina telefonică. După părerea mea, e tortură și nici n-ar trebui să existe. Dar stafful face ce vrea cu concurenții, toți sunt la discreția lui, mai puțin mamele. Așa că Laura, foarte fericită, că are un admirator secret, Matei. Păcat că stafful nu i-a dat și fotografiile să vadă cum arată, pentru că zice că doar de la familie, nu știu ce regulă idiotă e asta, că mie nu-mi place absolut deloc, din moment ce sunt pentru ea. Ce vrea să ascundă? Ce vrea să nu aflăm noi? Asta nu-mi place absolut deloc ce face staful. Dar staful e staful. Discuții între Delia și Antonia, era și Laura acolo, vorbeau de task-uri. Au vorbit și puțin de Liza, care a plecat prima din cameră, de acolo de unde a fost cazată, și de task-ul cu cabina telefonică. Le-a zis și Simona Gherghe în emisiune că e foarte greu și trebuie să șadă Antonio, care a câștigat la sezonul 7, apoi la sezonul 6 a câștigat Gabriela, asta foarte mult timp și degeaba. Adică să stai, să te chinui cu mâinile sus și acolo pentru o noapte la hotel, cameră, de fapt, cu partenerul la hotel, merită, ca fată, chiar nu le înțeleg. Ținea neapărat să petreacă o noapte la hotel sau doar voia să iese. Mă refer la Gabriela. Eu o simpatizez foarte mult, am susținut-o în sezonul 6, păcat că n-a câștigat și păcat că l-a găsit pe Valentin, care a râs de ea. Așa... Iar Laura intră în vorbă și zice, poate că anul acesta, sezonul acesta, nu o să fie task-ul cabinei telefonice, dar eu cred că o să fie, că vrea să le testeze în rezistența. Nu sunt la armată, nu sunt la vreo echipă specială de intervenții, la ce au nevoie de acest task, chiar nu văd. Doar pentru noaptea la hotel. Deci, task-ul acesta e absolut inutil. Absolut inutil îl văd eu. Eu așa îl văd. Voi ce credeți? Chiar aș vrea să răspundeți. Mi se pare normal că aceste fete să facă... E un sacrificiu. Eu n-aș participa. N-aș participa. Și dacă aș participa obligat, aș sta puțin, după aceea aș zice, nu mai pot, păi au fost mulți. Sau aș alerga mai încet ca să nu prind loc, dar ei nu, ei vor să alerge și să prindă loc. Cum a fost și la sezonul trecut, când a câștigat Bogdana. Ea ținea neapărat să-l testeze pe Liviu. L-a testat. Doamna Iuliana, deranjată că a fost ziua Mariei și n-au venit prea mulți. N-au venit. Dacă așa știe Maria să comporte, n-ați văzut-o cum e, cicălitoare, geloasă, exact ce poate fi mai rău. Ea crede că așa îl ține pe Ștefan lângă ea, așa îl îndepărtează, dar ea încă nu realizează asta. Așa că, zicea doamna Iuliana, acum vedem noi cine sunt prieteni, nu există prietenii la casă în viața. Eu am spus și în sezon, am spus. Sunt unii care n-au venit nici să o felicite. Ați văzut cât a plâns ea când a plecat Antonia și știa că o să vină înapoi și acum nici n-a venit.
n-a venit la ziua ei. Da. Au preferat să se ducă la aniversarea Elenei și a lui Valentin decât să se ducă la ziua Mariei, supărată Iuliana. Apoi ei s-au dus și au dat mesaj la Antena Play de mulțumire, a dat un mesaj foarte lung, a mulțumit la susținători, la familie, la toți. Și doamna Iuliana chiar a fost, eu nu o plac, cu toate că e din Câmpina, de băiat da, dar ea, am plăcut-o la început, nu-mi place cum se comportă, nu, cu ea ca om, n-am nimic absolut. A început să certe cu doamna Floarea pe mâncare, chiar discuții de-astea pe mâncare tot o să fie, să știți cât timp sunt atâtea femei în casa mireasa. Doamna Floarea nemulțumită că fetele iau carne, în cazul acesta piept de pui sau carne, orice ar lua, și duc la băieți și gătesc acolo din porția fetelor și după aceea ei zic că nu mai au ce să mănânce. Iar tot doamna Floarea se plângea că de câte ori vrea să ia și ea câte o bucățică de ceva, zicea doamna Iuliana, nu lua când ajunge la fete, nu lua când ajunge la fete, dar fiecare trebuie să mănânce. Adică numai fetele trebuie să mănânce și bunii Floarea să nu mănânce, cum așa? Păi dacă e bugetul la comun, ar fi fost mai bine fiecare să-și facă. Tot zicea doamna Floarea, păi da, când a fost doamna Maria, gătea pentru toți și era mult mai bine. Păi da, pentru că doamna Maria știu să se organizeze, era femeie mai în vârstă și știa foarte multe. Așa că s-a iscat o ceartă adevărată. Doamna Floarea spunea, nu, că nu ne-am certat. Că nu i-a convenit absolut deloc, că duc mâncarele băieți. Păi așa este, băieții au bugetul lor, de ce să ia de la fete? Că dacă gătește pentru toată casa, da, dacă gătește o mamă pentru toată casa, să aducă și băieții ceva de la ei. Că sunt băieții lor, nu? Nu doar de la fete și după aceea încep că să zică nu avem mâncare. Foarte, foarte greu. Foarte greu cu mâncarea în casa mireasă. Elena și Valentin au sărbătorit și ei o lună de relație. Chiar mă bucur pentru ei. Sunt un cuplu liniștit. Și-au făcut surprize unul altora. Cristina și cu Albert i-au ajutat. Ceilalți nu s-au implicat, am văzut. I-au ajutat să pregătească surprizele pe terase la fete, pe terase la băieți. A fost frumoasă aniversarea lor, chiar a fost frumoasă. Și au avut șampanie, au avut tort, chiar spunea Valentin că un tort extraordinar. Am văzut că el i-a dus o pungă cu ceva cadouri, i-a scos, erau niște hăinuțe. S-a bucurat foarte tare de rochiță. Și s-au mai pupăcit, ca tinerii ce să facă altceva. Să vedem, oricum ei nu sunt în top, șanse la premiu nu o să aibă, dar măcar dacă rămâne împreună. Pentru că Valentin n-a spus chiar ar ține să se căsătorească, dar ar fi bine, pentru că are și el o vârstă, nu să zicem că are o vârstă prea înaintată, n-are cum să aibă, are 20 ceva de ani, dar să știți că nu există o vârstă potrivită pentru căsătorie. Fiecare se căsătorește când simte asta, când vrea. Când e pregătit. Nu poți să zici, ai 20 de ani, mărită-te. Sau ai 25 de ani, ca fată, ești prea bătrână. Nu, nu există. Poți să te măriți și la 80 de ani, dacă vrei. Au mai fost. Așa fiecare când simte că e pregătit să facă acest pas, să-l facă. Iar dacă ați văzut la casa mireasa, nu toți sunt pregătiți, dar de dragul premiului. Așa că Valentin și Elena nu au absolut nicio șansă la premiu, nu sunt în top. Nu sunt în top, nu au șansă la premiu, dar ar fi bine dacă ar face pasul, cred că și doamna Floare de acord, după cum spunea ea. Vom vedea, vom vedea la mare finală și vom vedea când o să depună actele. O să depună actele, să logodesc prima dată, depun actele și după aceea să vedem câți dintre cei aflați în cuplu se vor căsători. Abia aștept. Voi nu? Cam atât am avut despre concurenții noștri. Vă doresc în continuare o zi plăcută și la revedere!